Pensionarii dolgeni care vor să plece în prima serie din acest an la tratament pot să meargă la sediul Casei Județene de Pensii Dolj vineri pentru a prinde câte un astfel de bilet refuzat de titularii de drept. Este prima redistribuire din acest an a biletelor de tratament pe care titularii de drept le-au refuzat. Câte bilete sunt refuzate și unde pleacă? Deocamdată câte sunt refuzate, dar vineri, adică vineri este data 12, deci pe 12 vom distribui biletele care nu se ridică de către cei care sunt pe aceste liste. Deci, unde pleacă? Deci Buziaș, Bala, Olănești, Pucioasa, Gioagiu, 1 Mai, Covasna. Deci astea sunt stațiunile în care avem bilete. Eu știu din experiența anilor trecuți că în prima serie nu vin chiar toți cei care sunt anunțați să vină să-și ridice biletele, pentru că este într-adevăr un timp scurt. Dar cei care vor într-adevăr să beneficieze de tratament pot să vină vineri și să vadă ce bilete avem. Care este regula? Primul venit, primul servit? Exact. La aceste distribuiri, din păcate, da, este primul venit, primul servit. Din experiența anilor anteriori, sunt peste 100 de bilete la refuzuri, care se redistribuie cu 2-3 zile înainte de a începe prima serie a biletelor de tratament. Prima serie din acest an începe luni, pe 15 februarie. Anual depun cereri pentru bilete de tratament circa 10.000 de pensionari dolgeni, iar biletele distribuite sunt în număr de 8.500, plus câteva sute de bilete care sunt suplimentate în fiecare an de Casa Națională de Pensii Publice, la cererea expresă a celor de la CGP Dolj.